Salut! Numele meu Sabin de la tutoriale InfoPCHQ și astăzi am să vă prezint cum vă puteți elibera memoria RAM. Pentru început aveți nevoie de două programe numite Wise Memory Optimizer. Pentru al domnul Anda vom apăsa pe butonul sar peste sau skip. Vom fi trimiși pe pagina de la Softpedia, vom apăsa pe butonul Download. După ce am apăsat pe butonul Download, pe External Mirror 1. După, apoi îl vom salva. Vom apăsa RAM. Next. Acceptăm termenii și licența. Next. Selectăm unde dorim să se instaleze. În fine, next. Install. Acesta este printre cele mai de bună funcțiune. Programe. Priviți, așa lucrează memoria mea, care este 3 giga. Vom da Optimize New. Însă are și niște setări. Putem bifa și opțiunea să pornească odată cu Windows-ul, avem și limbile. Și aceasta este atunci când memoria lucrează mai mult de 1 giga. De fapt, să putem selecta noi mai mult de... Deci așa să, ea să fie optimizată. Bun, acum vom închide și vom descărca al doilea program numit Memory Optimizer Pro. Vom da din nou sal peste, vom fi trimiși din nou la pagina de la cei de la Softpedia, vom apăsa pe Download, apoi pe External Mirror 1. Mi-am zis să vă spun, să, dacă chiar nu, în cazul în care nu credeți, chiar voi porni Task Manager-ul. Priviți cum lucrează mie acum 33% memoria. Bun. Acceptăm termenii și licența. Next. Nu dorim să instalăm AVG PC TANAP. M-am pus aici Customize. Aici vom selecta unde dorim să se instaleze. Calea. Install New. Bun. Ha, vom deschide Memory Optimize. Așa. Bun. Va trebui să-l lăsați un pic să calculeze memoria. Și vedeți, avem acest buton Recovery Free Memory. Îl vom apăsa. O să lucreze un pic mai mult memoria, va crește. Și priviți că a revenit la fel cum a fost. Însă, în cazul în care folosiți acest program, puteți obține un serviciu mult mai mare. Haideți să încercăm. Nu știu, după acel grafic pare că este deja 60%, nu știu de ce arată așa. Priviți, chiar a mai scăzut memoria, a ajuns să lucreze 23%. Se pare că chiar funcționează aceste două programe. Eu am fost Sabin de la tutoriale InfoPCHQ și vă mulțumesc pentru că m-ați vizionat.